Săniile poștașilor nu au putut învinge viscolul. În zeci de localități nu au mai ajuns coletele și corespondența. În general, iarna, când e zăpadă puternică ca acum, când e furtună, știm locurile unde drumurile se înfundă, folosim mijloace de transport particulare, căruțenii, întotdeauna când sunt situații de genul ăsta. Astăzi n-a reușit să facem toate schimburile de expediție cu toate localitățile, în mod deosebit pe zona Hușului. La Brlad avem zona Puiești și spre Gherghești, la Chetrosu, iar la Vasului n-am putut să intrăm la Bogdana și Vutcani și Albești. Și alte localități sunt izolate. 19 drumuri județene, 4 drumuri naționale și 10 de drumuri comunale sunt impracticabile din cauza viscolului. În aceste condiții, poștașii cer ajutor primarilor. Acolo unde este greu, cum ne-au ajutat și înainte de sărbători, poate să facă un efort și acum cu tractoare, cu mașini mai bune, cu jeepuri, pentru că factorii noștri merg cu sania, merg cu șareta, mai merg și cu mașini personale care au mașini mai bune, dar noi trebuie să ajungem neapărat în toate colțurile, indiferent de vreme. Poștașii speră ca în zilele următoare să poată ajunge în toate localitățile pentru a distribui valorile, mandatele și scrisorile pe care le au.